Bună ziua, stimate domnule președinte, stimați colegi deputați, dragi cetățenii Republicii Moldova. Fenomenul construcțiilor neautorizate în spațiile verzi este unul din cele mai grave și este situația cea mai gravă atât în municipiul Chișinău, dar și în alte localități. Și dacă poate cineva nu cunoaște cât este de gravă această situație, o să vă dau câteva exemple. Blocul strada Trandafirilor 2/2 din parcul Valea Trandafirilor. Un bloc drept în inima parcului. Strada Melestiu, 8 blocuri de locuit. Probabil cunoaște acele 8 blocuri ale procurorilor. Bulevardul Decebal este cada centrului comercial Jumbo. Bulevardul Decebal, cafe bar Rendezvous, viaduct spălătorie auto Lucoil, viaduct centru comercial Lemo Invest, viaduct Aqua Park și casă de locuit Maiodor SRL, 3 case private a unui procuror, a unui judecător și a unui fost viceministru pe terenul de sport a unui liceu cu extensii în parc și așa mai departe. Acestea sunt doar câteva exemple dintr-un singur parc, parcul Valea Trandafirilor. Acum imaginați-vă acest fenomen la nivel de întreg municipiul Chișinău și la nivel de țară. Când mă pregăteam de acest proiect, am dat un search pe internet să văd care este situația la nivel de Chișinău. La o simplă căutare am identificat circa 50 de asemenea construcții. Am aici copii, dacă cineva este interesat, pot să le pun pe masă. Și atunci apare o simplă întrebare. Dar tovarășul Ion Ceban cunoaște despre situația asta? Ce măsuri a întreprins el pentru a preveni și a combate acest fenomen? Vă amintiți probabil, în campania electorală, rupe cămașa de pe dânsul că în prima lună de mandat se urcă personal la volanul unui buldozer și demolează 3 construcții neautorizate din parcuri. Au trecut 2 ani. N-am găsit nici cămașa ce e ruptă, nici buldozerul și nici cele 3 clădiri care urmau să fie demolate. Și când spun că nu a făcut nimic, nu spun doar că nu a demolat, dar nici nu a întreprins nimic pentru a preveni acest lucru, deși era obligat prin legea 591 din 1999. Mai mult ca atât, în anii 2019-2020, fiind consilier municipal împreună cu mai mulți colegi care sunt și acum în sală, am încercat să-l forțăm pe tovarăș Ceban să respecte totuși legea și la inițiativa colegii noastre, care acum este deputat, doamna Angela Munteanu Pojoga, am elaborat și am votat un proiect de decizie în Consiliul Municipal cu numărul 7/17, votat în data de 10 iunie 2020, în baza căruia domnul Ion Ceban era obligat, în primul rând, să traseze liniile spațiilor verzi. Pentru că anume blocul din strada Trandafirilor 2/2 a fost autorizat anume de atâta că tovarășul viceprimar de Ramură a argumentat că a autorizat acea construcție prin motiv că ea nu era în parc, dar era într-un loc unde creșteau copaci. Deci oameni buni, unde noi știm de zeci de ani că este parc, pe noi ne prostesc și ne spun că acolo nu-i parc, dar e loc unde cresc copaci. Păi ca să nu se mai întâmple asemenea lucruri, trebuia de trasat acest spații verzi pe care domnul Ion Ceban nu le-a făcut. Așa cum n-a făcut și niciuna din alte prevederi ale acestei decizii, care spunea că trebuie să lupte alături de organele poliției și de către cele responsabile de mediu pentru a contracara acest fenomen, pentru a elabora un proiect și un program de educație ecologică, pentru a anunța opinia publică care este situația pe acest domeniu până la data de 15 martie și multe alte lucruri care nu le-a făcut dumnealui. La fel cum n-a îndeplinit nici alte decizii a Consiliului Municipal. 8/28 din data de 18 iunie 2020, care se referea la protecția spațiilor verzi protejate. Și este vorba de Valea Morilor și Grădina Zoologică. La fel, nimic. Și iată când grădinăcealnicul nostru nu face nimic pentru a preveni și pentru a proteja spațiile verzi, la mine apare o altă întrebare. Dar Parlamentul nu vede nimic aici? Nu vrea să intervină cumva? Deși are 2 lucruri simple de făcut. 1. Trebuia să prevadă negru pe alb, să modifice articolul 20 al legii 591, unde scrie clar, nicio construcție care este incompatibilă cu spațiile verzi nu poate fi admisă în spațiile verzi. Pentru că, a vorbit mai devreme colega, întâi apare o butcă, butcușoară, butculiță, care se transformă în restaurant și pe urmă în restaurant la partierul unui complex locativ. Pentru a interzice acest lucru, trebuia de modificat acest articol 20. La fel cum trebuia, desigur, că să fie crescute sancțiunile pentru construcțiile ilegale. Pentru că probabil că cunoașteți astăzi, o amendă pentru o construcție ilegală este de câteva mii de lei, plătită 72 de ori, este înjumătățită și omul construiește într-o veselie mai departe. Sunt absolut de acord cu colega Ina Coșeru că trebuie înăsprit sancțiunile pentru a preveni acest flagel și sunt bucuros că a inițiat acest proiect de lege ca să stipulăm aceste două momente neapărat în lege. Doar că eu aș merge mult mai departe. Eu aș
recalifica fapta din faptă contravențională în faptă penală, astfel încât cei care construiesc în parcuri să nu trăiască în casele construite în parc, dar la pușcărie. Parcurile, oameni buni, trebuie să fie locul unde mamele își plimbă copiii, unde bunei își plimbă nepoții, faci sport, te plimbi cu bicicleta sau pur și simplu fugi de zgomotul și praful din oraș, dar nu unde se construiește. În aceste condiții să cer două concluzii simple. Prima este adresată primarului general Ion Ceban și am rugămintea către dumnealui scoboare de pe Facebook să vină în parcuri și să lupte construcțiile neautorizate. Și la ora serviciilor primăriei să întrebe pe colegii săi care este problema pe această dimensiune, dar să nu facă politică. Și al doilea lucru este către toți colegii deputați din această sală să votăm unanim acest proiect de lege, astfel încât să transmitem un mesaj clar și tranșant celor care vor să construiască. Construcțiile ilegale sunt absolut interzise, iar în cazul în care vor încerca, vor fi dur pedepsiți. Stimați colegi deputați, haideți să smulgem spațiile verzi din ghearele celor care vor să construiască neautorizat în spații verzi și să le redăm oamenilor. Mulțumesc!